Noi muncim, noi nu gândim, pare a fi motoul după care se ghidează doreii firmelor contractate de Primăria Municipiului Târgoviște pentru reabilitarea străzilor în cadrul celebrelor piduri. Altfel, nu s-ar explica de ce tocmai pe o ploaie torențială muncitorii s-au trezit să întindă covor asfaltic nou printre noroaie și bălți. O echipă MDI TV s-a deplasat pe bulevardul Tudor Vladimirescu, după ce am fost sesizați de târgovișteni că se asfaltează pe ploaie. Revoltați că au fost surprinși în fapt, muncitorii au reacționat. Unii au luat-o la fugă, au abandonat asfaltarea, iar șeful de șantier a făcut gesturi obscene către camera de filmat. Încă o dovadă de impertinența muncitorilor care sunt plătiți de primărie pentru a-și bate joc de târgovișteni și de banii europeni.